Astăzi sunt cupe europene, ne face și de râs. Nu prin jocul pe care îl face, care este zero tăiat, dar prin comportament. Rezultatul? Rezultatul până acum, dacă nu marcă acum în prelungiri, Steaua este echitabil. Are șansă să se califice? Acum a jucat Da. Asta nu e echipă care să se califice. Nu câștigă cu Steaua acolo, dar nu știu dacă Steaua poate să dea vreun gol acolo. Ce trebuie schimbat Stelei? Faptul că anul trecut Astra s-a distrat cu această echipă și acum Steaua se chinuie. Domnișoare, dacă i-a dus 6 inci de la Astra, trebuia să-l aduci și pe Șumudic aici, ca să poată să-i liniștească pe ăștia. Udescu și niște goluri frumoase, nu știu cum dracu ți-au plăcut ție, pentru că ale noastre amândouă au fost parabile. Celălalt echipe românești și șanse au? Șansa era să zic eu ceva acum, dar... Udescu și Tecșeira, cum vi s-au un jucător bun, au jucat bunișor, dar... Au fost declarațiile făcute de fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal din România, Dumitru Dragomir, deci cel mai acid, a fost un elegant. Haideți să luăm în calcul următorul aspect. Domnia s-a fost la stadion și acolo întotdeauna simți până parcă la altă scară. Nu e adevărat, vezi, parcă la altă scară, la stadion te viziunea e mult energie mai mare, pentru că camera, sigur, tu vezi, e mergem direct doar pe minge sau pe zona respectivă. Da, pleci cu o dezamăgire mai mare pe care ai luat-o și de la cei din jurul tău. Da, asta e adevărat, dar totodată eu cred că s-a văzut cu ochiul liber și pentru orice cunoscător sau necunoscător de fotbal, s-a văzut atitudinea, dacă vorbim de Alibec, negativă pe care l-a avut-o în teren. Completarea a făcut și Gigi Becali despre Alibec. El tot timpul se țipă și se enervează, mereu protestează și cu mâinile pe sus. Dacă nu primește mingea cum vrea, se enervează. El vrea ciocolată, toată lumea a zis să termine. În loc să joace, stă cu mâinile pe sus. Da?